N-am avut o perioadă foarte frumoasă la liceu, să zic așa, eram mai mult pe drumuri, cu antrenamentele. Știu că am schimbat două licee pentru că în clasa 11 la liceu sanitar din Târgu Mureș nu mai făceam față cu antrenamentele și am decis să continui pe fotbal. Nu cred că doar la mine. Și la tine. Sunt alții mai frumoși ca mine, cum e Pablo sau Filip. E normal, când eram și eu mic și vin orice, să zic așa, om mai cunoscut, pentru că în România nu cred că sunt vedete, vreai să ai o amintire de la ei. Mi-amintesc, primul meu autograf a fost de la formația Body and Soul, eram la Năvodari în cantonament cu echipa și eu nu i-am ascultat niciodată, dar vreau să fac o poză să îmi dea un autograf. Iar acum cu toată presiunea asta, da, o să fie un meci, cum am zis, special. Însă fotbalul e fotbal, se poate întâmpla orice. Eu îmi doresc să câștig cu siguranță, dacă o să am ocazia să înscriu, o să înscriu. Și cei de la Mureș știu asta și o să vedeți că o să înțeleagă. Titlul merge la Târgu Mureș? Eu îmi doresc foarte mult asta. Sper din suflet să Târgu Mureș să câștige campionat. Asta își doresc și suporterii Petrolului. Înseamnă că mă potrivesc și eu cu ei. 11 metri. E frumos, îți aduce aminte de anii de liceu, de școală. Foarte frumos. N-am avut niciodată un idol, să zic, da, să zic Ronaldinho sau așa, nu. Tot timpul mi-au plăcut jucătorii de creație, gen Pirlo. Înseamnă că nu e suport dacă nu ții cu echipa ta. Înseamnă, eu știu, că ții cu, nu știu, ești antistelist, nu ții cu Petrolul. Părerea mea. Da, e și rivalitatea. Și din cauza asta. Da, nu știu, noi trebuie să câștigăm fiecare meci. Cine vrea să ia titlul? Să-l ia cine e cel mai bun, care câștigă pe teren. Nu să lăsăm noi Ploieștiul, Petrolul să lăsăm pe ASEA, să câștige, ăia de la Astra la fel, nu. Să câștige cine e cel mai bun. Voi o să mai câștigați un meci până la final? Sperăm să le câștigăm pe toate cele patru. Sperăm să vină număr cât mai mare la stadion, să ne încurajeze și să ne poarte noroc, pentru că avem nevoie, cel puțin la meciurile de acasă, n-am reușit să câștigăm și sperăm să facem în acest meci. De ce crezi că suporterii v-au părăsit? Au și de ce, pentru că la meciurile de acasă n-am reușit să câștigăm. Chiar dacă în unele momente am făcut un joc bun, n-am reușit să luăm cele 3 puncte. Dar sperăm meciurile care au mai rămas să spălăm rușinea și să câștigăm fiecare meci în parte. Petrolul s-a bucurat și se va bucura tot timpul de aceeași simpatie, cel puțin în orașul de Baștină, să spun așa, în Ploiești. Deci, cu siguranță, sunt convins că, indiferent la ce unitate de învățământ am fi ajuns, rezultatul ar fi fost același, adică un interes foarte mare, un interes sporit. Ne bucurăm că avem parte, ca și club, de această atenție și eu, unul cel puțin personal, sper să dezvoltăm aceste întâlniri, aceste ieșiri, nu doar în municipiul Ploiești, ci și în județul Prahova, într-un viitor cât mai apropiat. Și având în vedere și faptul că, la momentul actual, situația la Petrolul este una care nu mai implică
un obiectiv clar, nu mai implică o tragere de inimă, alergarea după anumite puncte, vă dați seama că e normal ca o parte dintre suporteri să vadă pe fondul acestei lejerități care s-a instalat faptul că n-ar fi un cap de țară o înfrângere la Târgu Mureș, având în vedere că am pierdut de 5 ori acasă, dar este un meci care se joacă pe teren și eu sunt convins că se va vedea pe teren că nu va fi un meci ușor pentru Târgu Mureș. Deci eu zic că ceea ce se joacă se întâmplă pe teren. Restul sunt doar speculații și aștept și eu cu interes să vedem ultimile speculații după în presă, ceea ce se va întâmpla vis-a-vis de presupusul Blad de la meciul Dinamo Steaua.